Durere în suflet pentru toți cei care au cunoscut-o pe preoteasa Anețica Tincu, soția părintelui Dumitru Tincu, de la parohia Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Hârlău. După o viață trăită frumos, la vârsta de 53 de ani, preoteasa Anețica a trecut la cele veșnice. Vestea i-a îndurerat pe mulți, mai ales pe cei care au cunoscut-o. Dovadă sunt sutele de mesaje care au curs de la apariția vestei trecerii la cele veșnice a preotesei. Oamenii nu au putut rămâne indiferenți și continuă să reacționeze în online. Dintre cei mai apropiați, un mesaj emoționant vine și din partea Laurei Crăciun, director la școala din Pârcovaci. Ea vorbește cu căldură și descrie firea luminoasă și smerită a preotesei. Simplitatea și modestia dumneavoastră au dat energie celor din jur, i-ați făcut să se simtă mereu folositori și să dea sens în tot ceea ce fac. Deși mereu erați în umbra părintelui Dumitru, străluceați prin smerenie și răbdare. Pentru mine și cu siguranță pentru mulți alții veți rămâne un om adevărat, o flacără ce va lumina în întunericul acestor vremuri. Se arată în postarea făcută publică de Laura Crăciun. Descrisă ca fiind un model de bunătate, compasiune și demnitate, preoteasa Anețica s-a implicat în viața comunității locale, a trăit, a râs și a ajutat pe toți cei în nevoie. Născută în anul 1968, în județul Neamț, ea și-a hrănit curiozitatea și pasiunea pentru istorie, urmând cursurile facultății de istorie și profesând apoi ca muzeograf în cadrul parohiei Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Hârlău. Lângă activitatea culturală, ca muzeograf, pentru că o a ajutat, o sprijinit la susținerea, la organizarea unor activități cu caracter cultural care au fost aici la parohie, Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, care are în curte și un muzeu, este îndrăgită și a lăsat multă întristare în sufletele credincioșilor. Nu mai spun familiei, aici este evident lucru, pentru calitățile ei de om, blândețea, bunătatea, cum am spus, empatia față de necazurile sau lipsurile oamenilor. A reușit să rămână prezentă în spiritul colectivității din Hârlău și s-a implicat în viața bisericească. A stat alături de părintele Dumitru Tincu la început de drum, atunci când, în urma demersurilor făcute de părinte în anul 1992 către Mitropolia de la Iași, au început lucrările de reconstrucție la mănăstirea Sângheap Basaraba. S-a remarcat că o firă foarte blândă, dar fermă, cu bunătate, cu empatie față de nevoile oamenilor, implicat în orice fel de activități ale parohiei, alături de oameni, multe fapte de milostenie săvârșite. S-a implicat pe lângă părintele nu numai în parohie, dar și în perioada de început a ctitoririi mănăstirii Basaraba. Mănăstirea Sângheap Basaraba este o mănăstire care ființează la inițiativa părintelui Dumitru Tincu și la început a existat multă implicare pentru lucrările din început de la mănăstirii de acolo. Adică doamna preoteasă a implicat inclusiv pe copii în orice fel de lucrare. Mama a patru copii, preoteasa Anețica, i-a ghidat și călăuzit cu sfaturi și i-a îndrumat pe tinerii din Hârlău. S-a implicat în diverse activități și a participat cu energie la tot ceea ce ține de viața comunității, o figură îndrăgită și care va fi păstrată în amintirea cetățenilor cu sfințenie și dragoste. Preoteasa Anețica a luptat până la sfârșit, s-a infectat cu coronavirus, a stat în spital și toți au sperat că se va face bine, însă decesul său a fost anunțat ieri seară, pe 20 octombrie. Pentru cei care vor să o conducă pe ultimul drum și să și-a rămas bun, slujba de înmormântare va avea loc vineri, 22 octombrie, de la ora 11, la Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din orașul Hârlău.